Iar secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, discută astăzi la Ankara despre războiul din Gaza cu președintele Turciei, Recep Erdogan, un susținător înfocat al organizației teroriste Hamas. Erdogan l-a comparat premierul israelian Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler și a acuzat Statele Unite că sponsorizează genocidul palestinienilor. El a respins de asemenea presiunea Statelor Unite de a întrerupe finanțarea prin Turcia a Hamas și a numit pe teroriști eliberatori care luptă pentru pământul lor. Discut mai multe despre acest subiect cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Mihaela! Vedem o întâlnire așa istorică. Ce speră Blinken să obțină de la acest tur de forță în Orientul Mijlociu și cu prima lui întâlnire cu Recep Erdogan, care știm care este poziția lui față de războiul din Israel? Da, este a patra vizită a lui Blinken în Orientul Mijlociu. Când a fost în Turcia data trecută, Erdogan a evitat să se întâlnească cu el și a găsit o activitate undeva departe de Ankara. Chiar dacă sunt slabe speranțe pentru un nou acord de încetare a focului, lumea așteaptă mai degrabă ca Israelul să termine războiul. Sunt estimate maxim 2 luni până la terminarea războiului. Liderii lumii acum se concentrează pe ajutoarele umanitare și soluția post-conflict. Iar aici cred că sunt multe de discutat între Statele Unite și Turcia, mai departe și Israel, deoarece Blinken după Turcia va merge atât în Grecia, dar și în Israel, și Jordania și alte 5 state arabe. Însă cei doi nu vor discuta doar despre Gaza, un alt punct fierbinte pe ordinea de zi reprezintă chiar relațiile dintre Statele Unite și Turcia. Turcia blochează extinderea NATO prin acceptarea Suediei, în același timp condiționează acest vot prin vânzarea de către Statele Unite a 40 de avioane F-16 și 80 de kituri pentru modernizarea avioanelor F-16 aflate în uz în Turcia. Deci este clar că vor fi subiecte fierbinți pe agendă, însă să vedem câte vor fi făcute publice la finalul acestei zile. Florin, vedem că în această dimineață a început cu alarme aeriene în nordul Israelului. Mai multe drone și rachete au fost lansate din Liban de gruparea Hezbollah. Ce riscuri de extindere sunt ale conflictului în acest moment? S-a tot vorbit după ce Israelul se presupune că l-a eliminat pe numărul 2 din organizația Hamas, pe Al-Aruri, marți, că Hezbollah va reacționa și va ataca Israelul. Și de ieri, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, este în Liban într-o vizită de 3 zile, tocmai pentru a calma spiritele. Cu toate acestea, Hezbollah-ul nu cred că va intra într-un război de avrângură cu Israelul. Până acum s-a limitat la lansarea de rachete și drone. Peste 1000 de rachete au fost lansate din nord, din Liban, către Israel. Israel a fost nevoit să-și evacueze 80.000 de persoane, dar și ripostat, aproximativ 150 de teroriști Hezbollah au fost uciși. În acest moment, însă, Hezbollah a pierdut cel mai bun timp pentru a ataca. Exact cum spuneai și tu, Israelul a intrat într-o zonă de luptă în care și-a relaxat acțiunile din Gaza și a retras mari unități, le-a desfășurat la nord. Armata este pregătită pentru un atac din nord și nu cred că Hezbollah-ul, chiar dacă este mai puternic decât Hamas, nu va intra în acest război și în ucigaș cu Israelul în acest moment, dar lanțele de rachete cred că vor continua. Mulțumesc, Florin, pentru informații. Mulțumesc și eu.